centrul de primire în regim de urgență a persoanelor defavorizate, aparținând Direcției de Asistență Socială Giurgiu, a devenit încă de dinaintea Crăciunului cămin pentru 10 persoane defavorizate, fără niciun venit, unele rămase fără casele în care au locuit ani de zile și fără rude sau apropiați care să-i sprijine la greu, giurgiuvenii asistați social preferă găzduirea în centru decât să rămână pe stradă. Sunt foarte mulțumit de condițiile care e aici. Sunt spălat la timp, pipă curat, adică lenjerie curată, dorm și eu liniștit pe curățenie. Cât despre motivele pentru care ajung în centru, acestea sunt dintre cele mai zguduitoare. Un bătrânel, de exemplu, împreună cu cei doi copii ai săi, fiind 3 dintre cei 10 asistați. Mi-am luat casa pentru 17.000 de ani, care aveam chiria să o dau. De 35 de ani am locuit în acel apartament și în 2 zile mi l-a și luat. Pe lângă cei rămași fără casă, din cauza datoriilor la chirie, dar și la întreținere, căci locuința era una închiriată și nu una personală, un alt locatar din centru, fără venituri, a fost alungat de cea care îi oferea adăpost în schimbul muncii prestate în ograda proprietăresei. Am fost la o cetățeancă cu capili unde are bodega și am orbit acolo și nu mai m-a dat afară pe stradă că s-o iau pe lângă gard. Să merg la spital. Cele 10 persoane cu vârsta între 21 și 66 de ani, unele bolnave, altele rămase fără casă, dar și fără susținători legali, au fost găzduite în centrul de primiri în regim de urgență, iar de Crăciun și de Revelion li s-au oferit produse tradiționale la mesele festive organizate cu prilejul celor două sărbători. Pentru ziua de Crăciun cu ciorbă de perișoare, sarmale, cozonac, cârnați, și pentru Revelion, de asemenea, li s-a asigurat un meniu special cu friptură de pui la cuptor cu piure, carne de porc la grătar, cârnații, fursecuri, ruladă de ciocolată și băutură coritoare. Oferindu-li se atenție și condițiile din centru, personalul Direcției de Asistență Socială Giurgiu a încercat să aline pe cât posibil suferința celor 10 și să le atribuie un strop de bucurie în suflete și, de ce nu, dacă s-a putut, să le smulgă un zâmbet de pe chipurile triste.